Să facem mai mult de din low post, dar tot de, de pivot pe asta, da? Vedeți panou, bun. Nu auzi nimic până acum. Mă auzi? Lorenzo, mă auzi? Acum, da. Mă auzi? Bun. Hai, da. Începem, tot ce lucrăm, al lucrăm pe panou, da? Cu spatele la coș. Deci, Lorenzo, am făcut-o la cu tine cu fața la coș. Pe care, David, vreau să-l faci tu, știu, e pe net, să-l faci și tu. Da. Da? Da. Așa. E, acum, plus, jucăm cu spatele la coș, da? Ce vreau? Ufa, spui mingea, da? Bum. Mingea sus. E, aici aveți două variante. Care, varianta care îmi place mie cel mai mult pentru poziția 5. Care o făceau câțiva, în special Samardo Samuels o făcea foarte bine când juca la Barcelona, știi? Juca cu spatele, în loc de dată cu spatele direct pe coș, dar la 45, juca cu, cu pieptul spre, spre linia de, de out, știi? Din lateral. Undeva cu umărul spre coș, ai înțeles? Da. De ce? Fie aici, dacă eu prim mingea așa cu spatele, da? Ok, am variante, da? Dar asta e între mine și coș. Dacă eu prim mingea aici așa, da? Da. E foarte greu să, să te apere. Ai înțeles? Pentru că da. În momentul ăla nu prea mai între tine și coș. Pentru că poziția corpului tău, tu ești de fapt cu umărul direct și poți să-l bat foarte ușor, știi? Da. Dar voi fiind poziția 4, da, vreau să începeți direct, spatele spre coș la 45, deci basic-ul, da? Bum, merge piciorul, intră, da, un dribbling, al doilea, ca un semicriu, da, de dreapta. Ok? Da. Da. Începem cu partea de mai... Retrofus. Da, hai să văd, 10 cu, 10 cu mâna dreaptă, da? Piciorul stâng de prima dată, da? Ok, David, fii aici. Îți arunci mingea? Îți arunci mingea, o prins pe două picioare. Da? Da. Vreau primul pas aici cu, cu piciorul stâng, dar dacă intri în mijloc. Cu stângul, da? Deci nu vreau să bat mingea aici. Bun. Vreau primul pas cu stângul, bat mingea între picioare, bat mingea. Bun. Da? Da. Aici jucăm mai mult în, în jocul de forță, da? Asta e mai mult power game pentru low post. Poate ce am făcut noi înainte, da? Deci e un power game. Lorenzo, vezi cum nu mai merge camera, deci tu mă risesc pe mă, te rog. Bravo, bravo, David. Așa. Bun. Am putut. Bun, bun, merge, merge Lorenzo acum. Hai să vedem încă o dată. Deci încep de aici. Așa. Dacă 1, 2. Așa. Nu, începe cu spate la coș acum, prima dată. Da, spate la coș. Spate. Nu, poziția umerilor spre coș. Ambii umeri spre coș cu spatele. La 45 cum ar veni, te uiți, da? Deci, coșul să-ți vină fix, coșul să-ți vină fix pe cu spatele. Bun, și primul pas cu stânga. Pășești cu stânga, dribbling între picioare, da? Deci, am prins, aici, pasul, dribbling, dribbling, și te întorci. Și arunci pe centru, da? N-am reușit să mă pozită, că s-a întrerupt chiar. Da, da. Cu pasul adăugat, da? Deja să începe aici, boom. Hai, hai. Ok? Se vede sau nu? Ok. Bun, ce face Lorenzo? David, vezi? Da. Da? Ok. Sunt. Acum vreau să intre în mijloc, da? Bum. Bum. Pe al doilea dribbling. Drop step și cu mâna stângă vreau, da?
Da. Lorenzo, tu continuă până termin cu una dreaptă, da? Nu scoate, nu scoate. Nu, se pasă nici. Nu merge nici la nici altă, nici la dreapta. Bravo, bravo, David. Ok, Lorenzo, te-ai ridicat după primul dribbling, stai jos. Ai așa o ezitare după primul dribbling. La fel, nu-ți trebuie, hopul ăla nu-ți mai trebuie. Așa, altceva, bravo, Lorenzo. Bravo, David. Bun, Lorenzo, mergi înapoi pe partea cealaltă și fă drop step-ul care îl face și David acum. Înainte spre la mâna stângă. Uite, Lorenzo, hai să arăt ce-a făcut David imediat. De fapt, hai, începe, Lorenzo, să arăt după aia, da? Vezi, David, ai 10? Ok. Poftim? Ai 10 sau cât ai? Da. Cred că am 15, da. Bine, fiind, acum intrăm în centru, da? Un dribbling, al doilea, da? Da. Și aici, al doilea, dacă intrați, pup, dau fentă de aruncare, da? Dau pivotare și direct pe coș. Da? Dar nu vreau în față, da? Deci, okay. Nu vreau să faci step-ul ăsta, da? Deci vreau aici, bun, întoarceți direct. Deci protejați mingea cu, cu tot corpul. Okay. Pentru că nu vă văd pe niciun dintre voi să săriți, să rupeți, așa că e bine să protejați mingea cu corpul și cu mâinile. Da? Așa, bravo, David. Bravo. Atent, Lorenzo. Da. La picioare și când sari. Bravo. Bravo. Zece repetări, da? Bravo! Gata, 10. Bun, 10? Bravo! Da. Pablo! Acum la fel, da? Intrați în mijloc, pentă și mă întorc chiar, da? În semicârlic în centru. Da, vezi? Pentă aici m-am întors, bum, semicârlic okay. În centru, da? Da. Ok, ok. Ia, bum, bravo, Lorenzo, să mă așadar de stacul. Bun, bun. Bravo, bravo, David. Bravo, Lorenzo.
Două secunde. Mă întorc imediat, băieți. S-a întrerupt la viața? Nu, adică vine imediat. Ah, am auzit. Ok. Fiți atent aici. Tot ce ați lucrat acum, da? Da. Voi vreți să intrați în zona asta, da? Da. Aici în zona asta, da? Vreau să primești mingea mai jos. Aici undeva. Să aveți asta, deci... Știți asta, da? Da. Sau, dacă o primiți sus, dacă o primesc aici, de exemplu, mai sus, o aduc cu dribbling jos. Aici, în zona asta. Și după aia atac mijlocul. Asta ca să știți voi pe... pe viitor, da? Da. Deci dacă vreau să atac mijlocul, tot timpul vreau să aduc mingea puțin mai jos. Cumva. Ok? Da. Okay. Dacă vreau să atac în partea asta, pe tușă, zona asta, duc mingea puțin mai sus cu dribbling în zona asta. Ca să mă eliberez puțin mai mult tușa. Ok? Doar așa un... Ok. Ok. Acum, Lorenzo, vreau să lucrăm la... La ce făceai tu puțin cu hop-ul ăla, să te urmei mingea? O făceai involuntar, dar acum vreau să faci... Deci, primești mingea, da? Pun primul pas, ok? Și acum nu mai am contact, nu mai am același contact, dar nu simt același contact. Mai înainte te împingea și de asta faci dribbling-ul încet, bum, ca să iei spațiu. Ok. Da. Acum am pus, n-am simțit contact, da? Bum. Vreau să faceți mingea la piept imediat. Și vin imediat, 1, 2, direct, da? Nu trebuie neapărat cârlig, cârlig old school, știi? Adică hâpșatul ăla vechi, vechi. Ideea e că pe primul dribbling am făcut primul pas, n-am simțit contact. Bum, am luat mingea în brațe și mă duc pe 1-2. Pentru că în momentul ăla, orice contact, dacă el crede că te mai faci încă un dribbling, vii și joci orice joci pe power game pe asta, după aia imediat faul, merge 1-2 pe coș. Da? Deci dacă n-ai simțit contact atunci, la primul pas, ai luat mingea în mână și pleci 1-2, drept stâng imediat, da? Ok, da. Ok, asta vreau. Deci primul pas scurt și lent, nu simțiți contactul, la asta să vă imaginați. Direct, direct, pe primul dribbling, Lorenzo. Primul dribbling, okay. Primul pas și ai plecat. Da? Bun. Da. Nu te mai ridicați să nu mai văd ezitarea aia, da? Bun, un pas. Haide. Bun apărător. De stângul, Lorenzo, pui stângul mai departe, după aia drept stâng. Dreptul vrea să-ți vină peste. Așa, exact. Cât mai mult spațiu. Bravo, David. Foarte bine, foarte bine, David. Stângul ia puțin spațiu, n-ai simțit contactul și vine dreptul peste. Bravo, David. Super, super, David. Poți să pui stângul. Și pe stânga și pe dreapta? Nu, nu. Dacă ați făcut 10, gata. Hai înapoi. Gata. Da? Ok. Și acum iau mingea, da? Ba primul pas. Dau să plec. 1, 2 și m-am oprit, da? Aici fac fentă de șut, da? Deci bat primul pas.
Vin 1-2, mă întorc. Aici aveți două variante. Semi-clic de stânga sau shoot, da, din întoarcere. Ce preferați? Nu prea... ideal acum la vârsta voastră puteți să lucrați doar cu stânga, da? Deci aveți plecat, 1-2 și m-am întors. Ok? Ok. Okay. Aveți aceeași chestie. Ideea e următoarea. Dacă, deci acum aveți un apărător care nu prea vrea contract, e clar că o să vrea să vă pună capac, da? Că e mai atletic. Da? Și l-am bătut toată repede, l-am surprins. E a doua oară pe aceeași mișcare repede. Bum, bum, mă opresc. Iar mingea, mă întorc partea opusă, da? Hai să vedem. Ok, ok, aveți mare grijă la pași. Da? Bravo. Bravo, David. Bun, bravo. Grijă, grijă, grijă la pași, David. Mai ales că m-ai pus aici doar la picioare, te văd, deci. Așa, așa, mai bine, bravo. Ok, Lorenzo. Singura chestie, mare atenție când ați driblat și ați luat piciorul stâng, da? Să plecați direct, stâng drept, imediat, da? Deci dreptul să fie direct, să nu mai fie pe sol în momentul ăla. Exact aceeași mișcare ca înainte. Exact, Lorenzo. Super, ok. Bravo. David, foarte bine faci. Gata. Bun. Bun. Lorenzo, ai terminat? Da, terminat. Da, da? Ai terminat? Ok. Da. Acum ce vreau să facem? Ați prins mingea, da? Ați prins mingea mai sus, exact cum v-am arătat acolo, da? Vreau două dribbling-uri aici, în lateral, da? Bum, întrag mingea, aduc mingea în același un cu inelul, da? Deci în aceeași linie cu inelul. Ei, de aici ce vreau? Vreau să atacați mijlocul, da? Dar nu spre inel încoace. Vreau să atacați, imaginați-vă că aici sunt, deci fix în mijlocul la 3 secunde, da? Deci aduceți mingea mai jos și vreau să atacați fix mijlocul, da? Zonei de 3 secunde. În partea asta, bum, și aici mă întorc și arunc direct, da? Da. Deci okay. tot pe viteza asta să vă bază, da? Bum, primesc mingea mai sus, două dribbling-uri, aduc mingea în aceeași. Da? Hai, Lorenzo, să vă spun. Pe aici. Două dribbling-uri, mai fă un dribbling, Lorenzo, vreau mingea fix în mijloc. Bravo. Ok. Privirea, când aduceți mingea jos, da? Vreau privirea spre 45-0 grade, partea opusă, da? Să vedeți orice cap, orice coleg liber, partea opusă, da? Atent, Lorenzo, la picioare. Oprirea tot drept stânge, da? Exact ca la cealaltă mișcare. Bravo, David. Ok. Bravo, David. Lorenzo, nu trebuie să mai aduci mingea aia sus. Faci mișcarea foarte ok, dar nu trebuie să mai arăți mingea. Ok, ține mingea la piept aici. Când iei mingea în mână, ține mingea la piept direct și arunci. Te întorci și arunci. Aici nu mai trebuie să faci fenta aia. Input puternic cu viteză în mijloc, te întorci. Ok. Da, foarte bine, Lorenzo. Foarte bine, David.
Bun. Aveți 10? Nu mai am. Gata. Bravo. Hai și ultima, să vă arăt și ultima variantă aici. Da, deci primeți mingea mai sus. Loreto. Mă vezi? Așa. Primesc mingea mai sus, dar o aduc cu dribbling jos. Boom. Fac un dribbling, da? E, acum gândiți-vă că o să vă ia în mijlocul, da? Imediat. Da? Și fac un dribbling și ați văzut că deja el vine spre centru, da? Vine să-mi ia în mijlocul. Boom și mă întorc imediat, da? Și aveți două dribblinguri în jos, vă trageți mingea înapoi, vă uitați 4-5-0 partea opusă, da? Și deja el știe că vrea să atac mijlocul, da? Centrul zonei. Să desfac apărarea, să-ți dau coș. E, și după primul dribbling aici, imediat începe să ia mijlocul. Aici vrea să vă aruncați mingea, piciorul drept să vină, da? Piciorul drept spre tușă și mingea ta cu mâna dreaptă. Bum, între picioare. Mingea pe pirueta asta să vină cumva între picioare, da? Nu vreau aici, fără aici, între picioare. Deci o aduc. Bum. Primul pas mare și m-am mutat în viață. Ok? Ok. Da. Ok. Pentru că ați eliberat tușa, dar deja ați atacat mijlocul de una, două, trei ori. Cu piciorul stâng, Lorenzo. După ce ai dus mingea jos, primul pas e cu piciorul stâng. Nu, la începutul mișcării. Deci du mingea jos. Cu două dribblinguri, acolo stai. Acum cu stâng. Da, exact. Bravo. Bravo, David. Lorenzo vrea acolo imediat cu mâna stângă, da? Nu mă duce mingea partea opusă. Bum, te-ai întors mâna stângă imediat. Așa, era ok, da? Mâna stângă direct pe coș. Bum. A, era ok, David. Bravo. De ce? Bun. David, 10? Da, acum. Ok. Gata. Ok, și acum avem așa. Ultima parte asta, da? Exact ca prima aruncare, dar vreți să luați mijlocul, dar nu puteți, să spunem, da? Deci ajută foarte mult, de peste tot. Ce vreau să faceți? Vreau să vă jucați puțin cu dribbling, da? 5-6 dribblinguri. De data asta, da? Ca și cum ați avea răbdare. Singura chestie la dribbling, vreau așa face. Aveți două sus, două mai jos, aduc iar mingea sus, iar două jos și după aia mă duc și arunc, da? De ce vă spun să alternați dribbling acum, să vă obișnuiți chestia asta? Pentru că, de fapt, ball handling la pivot, aici e cel mai important, mai ales la jucătorii care joacă cu spate la coș, da? Că ai omul din 45, da, care o să-ți vină să bage mingea la mână, poate să vină omul de sus, care să-ți bage mâna aici, deci, bum, atunci vreau mingea aici, sus, și acum bagă mâna, o duc mai jos puțin, o duc chiar sus, și jucați-vă, da, vreau 5-6 dribblinguri, după aia direct în mijloc aruncare, da? Da. Ok. Dar vreau să alternați, da, dribblingul ăsta, sus până la șol, după aia mai jos la genunchi, mai sus, mai jos, să vă obișnuiți chestia asta, deci bagă cineva mâna, duci dribblingul puțin mai sus, te uiți puțin, da?
în special când e dribblingul mai sus, atunci aveți șansa să vă uitați exact la momentul de pas, să nu pierdeți momentul de pas. Dribblingul sus, atunci aveți șansa de pas în 45, pas, colț opus pentru shoot. Să țineți asta în minte. Bun, bun. Bravo. Bun, bun. Ce aveam? Mai am una. Ok. 8. Am doi. Gata. Centru, David. Să iei mijloc acolo. Ok, ultima. Bun. Și asta o să fie seria voastră pentru jocul spate la coș. Acum vreau să vă parte cealaltă, da? Aveți două dribblinguri, luați centru, mâna stângă, da? Semicârlic de mâna stângă. Partea opusă, ne-au... Bravo! Piciorul drept intră prin centru. Bravo! La primul dribbling vreau și piciorul drept, Lorenzo, să intre să plece spre centru, da? Să găsiți spațiu. Așa, altceva. Gata. Bun. Așa. Deci, vă mai amintiți toate mișcările? Sau vi le mai arăt încă o dată? Două dribblinguri. Acum și plecați două dribblinguri și vă întoarceți, da? Da. Drop step-ul, da? Drop step-ul. Două dribblinguri centru, după aia vă întoarceți pe tușă. Bun. Bravo. Bravo, am lucrat foarte bine. Pentru oricerea aia, ține mingea mai aproape de corp, Lorenzo. Așa a fost mai bine. Ok. Gat. Bun. Gat. Ok, acum aveți cu fentele de shoot, da? Da. Aveți două fente de shoot, da? Deci prima că intrați în mijloc, una pe întoarcere. Da, ok, începem cu asta. Ok, începem cu una, o fentă prima dată. Intră. Intri în mijloc, fentă. Aia, da, aia, Lorenzo. Bravo, David, a fost ok. Uh,
Lorenzo, stai că de-abia acum ți văd imaginea. Fente de șut în centru și tot cu mâna dreaptă termin, da? Pivotare, prima dată, deci prima dată cu o fente de șut, a doua, după aia următoare cu două fente. Aia, aia, da, aia, da, bravo. Stai jos pe picioare, da? Când întorci cu pivotare, stai jos pe picioare și cât mai larg. Bravo. Bravo, David. Gata. Ok. Acum încă o fentă de șut, da? Deci fentă de șut în centru, fentă de șut pe tușă și te întorci iar în centru. Lorenzo, începești tu seria aia ca să fiți în același timp. Bum, bum, bravo. Mâna stângă săriți pe verticală, mâna dreaptă o vreau până în dreptul capului, da? Se protejeze. Hop, hop. Bravo. Ia și mingea, doar fi. Gata. Bun. Lorenzo, intrăm în seria de primul pas și după aia direct. 1-2 pe coș, da? Luați primul pas cu piciorul drept și după aia direct. Stâng, drept și pe coș, da? N-ați simțit contact pe primul pas, n-a fost contact pe primul pas, bun, direct, plecați. Da, da. Pune și stângul, David, pune și stângul jos. Da, stângul, dreptul, pardon, dreptul. Da, stâng drept. Bravo, bravo, David. Văd că mai avem doar 4 minute aici pe Zoom, auziți? Intrați 5 cu asta, da? 5 așa și după aia 5 cu fentă. Ok. Bun. Primul pas mai mare, da, ăla e important, Lorenzo. Primul pas cu piciorul stâng, da, deci pui dreptul și după aia stângul să-ți vină peste foarte larg, da? A, așa, bravo, să ții spațiu, da, da. Care următoare? Cu fentă. Stop în doi timp, da? 1, 2, drept, da, stâng drept, fentă, te întorci și arunci pe centru. Așa, da, da. Da? Exact, o face David acum. Bravo, bravo, David. Cinci. Bun. David, tu poți să începi ultima serie, da? Sunt alea cu două dribbling-uri în jos și ei în mijlocul. Ok. Ok, David, când te oprești stângul dreptul, vreau spatele la coș când te oprești pe mijloc, da? Nu pregăti deja, tu pregătești deja aruncarea din întoarcere, te grăbești, da? Vreau să vezi dacă poți să iei de mijlocul mai întâi, să arunci de pe centru. Okay. Lorenzo, începem seria cu două dribling-uri jos, cu spatele, după aia taci mijlocul, da? Okay. Thank you.
Bravo, bravo. Bravo. Băieți, vedeți că o să închidă Zoom-ul, da? Terminați seriile astea. Și asta a fost copilul de azi, ok? Poftim eu? O să se închidă Zoom-ul, că spune că mai avem doar un minut, da? Da.